Și acum au ajuns această luptă în partid. În primul rând îmi exprim regretul. N-am fost acolo. Nu se poate să lași trei luni de zile Festivalul Democrației care ne-a omorât. Am contribuit la breaking news-uri toată vara. În loc să fi durat o lună de zile tot ca partid de guvernământ, ne-am întins pe trei luni și vedeți cu ce consecințe. Am greșit. Și nu trebuia să greșim, poate învățăm din asta ceva. Mai puțin și închidem această poveste. Eu cred că echipa care va câștiga trebuie să dea dovadă de înțelepciune pentru a face eforturi uneori să lase de la ei pentru unitatea partidului, pentru că e loc pentru fiecare, indiferent de opțiunea politică pe care o are. În prelegerea sa, Gheorghe Flutur și-a manifestat din nou susținerea pentru premierul Florin la Congresul PNL din 25 septembrie, dar și a exprimat și o serie de nemulțumiri legate atât de USR Plus, cât și de deciziile guvernului. Eu sunt convins că va câștiga. Și toată evoluția din ultimele zile arată că deși se cântă prohodul de către unii, Ăsta este drumul și e corect. Nu trebuie să ne spună cineva din afara PNL-ului cine să fie premier, cine să fie președinte de partid. E o mare greșeală. Domnilor colegi liberali, astăzi am internaționalizat problema Congresului PNL. Pe ce m-au întrebat pe mine dacă sunt de acord cu Drulă să fie la USR sau nu? De ce ei trebuie să ne spună nu-mi place de X sau de Y? Noi trebuie să ne hotărâm lucrurile astea. Uitați-vă cum am reușit să internaționalizăm povestea asta. Și o mare greșeală, dacă am intra în capcana asta, vor, îi vom învăța rău pe unii și pe alții. Trebuie să-i spunem premierului Câțu că e la Iași. Eu sunt nemulțumit de problema A8. Când citesc din nou că să reia studiul de fezabilitate, nu știu a câte oară, că doar amăgim cu capetele de autostradă care merg până pe la Târgu Neamț, dar nu atacăm frontal muntele, nu pentru asta Flutur a plecat de la Suceava să facă politică la vârst să-l susțină pe Câțu. Eu vă spun, cu lanțurile mă leg și pentru a 8 și pentru a 7. Am 61 de ani, am trei mandate de senator, al treilea de președinte de Consiliu Județean, am câștigat după pandemie când m-au omorât toți și îmi cântau prohodul, 52% mi-a dat Bucovina, Oamenii de acolo au dat pentru că am făcut treabă. Dacă noi nu vom lupta pragmatic pentru autostrăzi, nu putem vorbi de altceva. Facem simpozioane și la Iași și la Suceava. Adică dacă nu tăiem munții, și eu am citit 2,7 miliarde de euro pentru Moldova, păi nu vi se pară mult domnilor de la București. Păi avem 80 de miliarde de cheltuit numai pe banii, fondurile pe următorii șapte ani. De la mine au plecat 150.000 de suceveni în străinătate. De aici tot cam pe atâția. Cum credeți că întoarcem sau oprim hemoragia decât prin investiții în infrastructura de autostrăzi? Și de aceea, nu că mă bucur, dar poate că așa cum am trăit cu soacra în casă, cu cei care nu vreau PNI, cu cei care au zis nu dăm primarilor că fură, ar trebui să-și ceară scuze, pentru că nu este corect. Nu descentralizăm România, că primarii sunt Trebuie să avem atitudine, trebuie să plecăm de la buna credință a primarilor. Și eu am fost ministru, senator, dar m-am întors la Suceava să facem proiecte pragmatice. Noi ne trebuie pragmatism. Și mă bucur că Florin Câțu înțelege aceste lucruri. Pe de altă parte, nemulțumirea au părut și la adresa președintelui PNL Suceava. Gheorghe Flutur a fost criticat de primarul localității Bosanci, Neculai Miron. Încins în festivalul dictaturii, nu cel al democrației, cum îl numea într-un discurs la Iași, a eliminat din delegația pentru Congresul Național Liberal din 25 septembrie toți simpatizanții domnului Orban și a interzis prezența unor președinți de organizații locale de a participa la moțiune, a scris primarul Comunei Bosanci pe pagina sa de Facebook.